Teodora, fata care pilotează avioane, dă lecții și în sala de fitness, unde îi ajută pe români să-și modeleze corpul. Ea e convinsă că va apuca să zboare și în cosmos. Când nu pilotează avioane, Teodora este instructor de fitness. Fata care a studiat ingineria aerospațială în Anglia va deveni anul acesta și comandant de aeronavă. Este nevoie și de un caracter puternic ca să fiu un bun pilot. Mie nu mi se pare că fac ceva deosebit prin lucrurile pe care le fac. Sunt naturale pentru mine. Teodora se joacă cu greutățile la sala de fitness. Jobul e foarte sedentar și atunci cumva trebuie să compensez. În pandemie, pentru că nu zburam atât de mult, am zis, ok, o să merg și o să-mi iau certificare de instructor de fitness. Tatăl și bunicul Teodorei au fost parașutiști militari, iar mama medic. Tatăl nu a apucat să o vadă pilotând. El și-a pierdut viața într-un accident de mașină când Teodora avea 18 ani. Am vrut spre aviația militară. El a spus că și-ar dori totuși să merg către civilie, i-a zis el. Și așa a rămas. E o viață mult mai ușoară decât la armată, cred. Mult mai sigură în contextul de față acum ce se întâmplă în jurul nostru. Teodora și-a desenat pe corp un avion și un parașutist. Pe câinele ei și l-a tatuat în costum de astronaut. Inevitabil, spațiul va deveni următoarea frontieră. Mi-ar place să pot să ajung în spațiu și să zic că sunt astronaut.